Aradiș și Mugurel Semciuc, vicecampion mondial de canotaj, au un singur gând, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum ai ajuns la canotaj și de ce ai ales acest sport? Mereu când mi se pune această întrebare, spun că de fapt canotajul m-a ales pe mine, nu eu pe el, deoarece atunci când am fost selecționată de către antrenorul Gulie George la școală la mine, eu nu știam despre acest sport, el mi-a prezentat, mi-a spus despre ce este vorba, ce o să mă aștepte dacă vreau să-l practic mai departe. Și așa am ajuns la canotaj datorită dumnealui. La ce sport am ajuns la canotaj? Selecționat de către domnul Bulii George și doamna Bulii Iulia. Ei m-au selecționat, n-am ales eu acest sport. Când ai realizat că poți face performanță în acest sport? Am realizat că se poate face performanță când am început să dau randament la antrenamente, să merg timpi buni care mi-ar fi asigurat un viitor frumos. Am realizat că pot face performanță în canotaj ieșind prima oară campion european la tineret. Am simțit că de acolo pot și mai mult. Care este cea mai dificilă parte a unui antrenament? Cea mai dificilă parte este atunci când ești foarte obosit fizic și apare și oboseala psihică și trebuie să te chinui în acel moment să menții efortul în continuare, să nu te oprești, să nu cedezi, pentru că trebuie să-l termini antrenamentul. Cea mai dificilă parte a unui antrenament este atunci când îți obosesc mușchii și trebuie să înduri pentru a termina antrenamentul. Ce reprezintă pentru tine medalia de argint de la mondiale? Este cea mai importantă medalia mea, cel mai important rezultat. Sper că este doar începutul și dorim să transformăm această medalie de argint în una de aur, bineînțeles. Medalia de la Linz pentru mine este cea mai valoroasă medalie de până acum și sper să fie cât mai multe și mai strălucitoare. Descriem ultimii 100 de metri ai cursei din finală. A fost o durere musculară cumplită, o epuizare psihică și mai cumplită, dar faptul că am reușit să luptăm cu noi și să nu renunțăm până în ultima lovitură ne-a ajutat să ne câștigăm locul. Acolo a început să fie cel mai greu, văzând că putem lua o medalie, creștea adrenalina și trăgeam tot mai tare pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Dacă ar fi să o iei de la zero, alege tot canotajul? Nu aș putea să renunț la el, pentru că este vorba de colectiv, de oameni, de familia pe care mi-am făcut aici și este una foarte mare și nu aș putea să mă despart de ea. Sincer, nu m-am gândit până acum la această întrebare, dar la cât e de frumos și suntem ca o familie aici, cred că sigur, da. Ce reprezintă pentru tine faptul că vei participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Ar fi o mare realizare. Trebuie să muncesc mult, să ajung acolo și să dau tot ce mai bun, să arăt că m-am antrenat și în funcție de echipajul în care o să merg, dublu vâsle, presupun eu, să dăm tot ce avem mai bun împreună și să reușim să luăm o medalie. Pentru mine e un vis devenit realitate, ceva uimitor. La ce ai renunțat pentru o medalie la Olimpiadă? La timp liber, la mâncarea care nu mi este de folos, care îmi face rău, la orice lucru care mi-ar tăia din potențial la evoluție. Pentru o medalie la Olimpiadă aș renunța la timpul liber, la totul pentru a lua o medalie cât mai strălucitoare pentru Jocurile Olimpice. Cum te-ai caracteriza în 3 cuvinte? Luptătoare, încrezătoare și puțin nebună. Dacă e vorba de canotaj, puțin nebună. Ambițios, luptător, puternic. Care este lucrul pe care ți-l dorești cel mai mult? Nu m-am gândit la toată viața. Momentan mă gândesc că fac sport, am o viață cât se poate de normală în extra. Pe viitor, bineînțeles, când nu o să mai practic sport, o să mă reorientez probabil sau o să rămân ca antrenoare, încă nu m-am gândit. Lucru care mi-l doresc cel mai mult în viață este de a face performanță cât mai înaltă și după să-mi întemeiez o familie și să fiu sănătos. Forța Steaua!